Bună ziua, bine ați venit la o nouă ediție a Vora TV. Astăzi vom discuta despre piața IT din România în 2012. Îl avem ca invitat pe domnul Eugen Șoap Cresan, manager din proiectul la Telecom Consultants Eastern Europe și ca de obicei pe Bogdan Martidanu, senior editor IT Press. Bună ziua! Spune și titlul în cotă. Păi ia piața IT din România în 2012. Din ceea ce știm, din ceea ce am mai citit, există o lipsă cruntă de proiecte și probabil că acest lucru se va reflecta în evoluția pieței în acest an. Da, aș spune că există, din mai multe o lipsă cruntă de proiecte, din păcate e o combinație de lipsă de decizie și, aș spune, și o doză destul de mare de dezorientare la nivel de sector public. Și când vorbesc de sector public, aici mă refer la sectorul guvernamental, autorități locale, dar și tot ce înseamnă companii controlate de stat. Și, pe de altă parte, există multă indecizie și lipsă de apetit pentru investiții și pentru un commitment vis-a-vis de România, de partea companiilor multinaționale și companii private semnificative locale, în ceea ce privește investițiile în soluții informatice, în tehnologie în general. Este, așa cum spuneam și în comunicat pe care am dat publicitate săptămâna trecută, este un moment foarte dificil pentru piața IT din România, este un moment poate chiar mai dificil decât anul 2009, dar într-un alt context. Contextul 2009 era un context de, să spunem, șoc sau post-șoc. Contextul actual este unul care vine pe un mediu, pe o piață, pe o situație, să spunem, mai așezată din punct de vedere al trecutului. Adică nu este ca în 2009 unde era starea de șoc după ceva neașteptat care s-a petrecut cu un an înainte. Acum, în 2012, este un moment care vine după un an, 2011, care părea a fi începutul relansării și economice și din vedere al consumului, al pieței locale de software și informatice, dar este un moment care practic arată frica și instabilitatea dinaintea unui potențial fenomen negativ. Deci, cumva e mediul și contextul este diferit, dar efectele pot fi chiar mai puternic în sensul negativ decât în 2009. PAC constat. E ok. Există, sau îți poți permite să găsești oarecum niște motive puțin mai profunde privind lipsa asta de apetență? De ce pun întrebarea asta? Pentru că, hai să vedem exemplul mediul fiscal. Fizic sau cum vrei să o iei, nu s-a schimbat extraordinar de mult. S-au aruncat tot felul de chestii în spațiu public, modificări fiscale, practic codul fiscal și procedurile fiscale nu s-au schimbat extraordinar de mult. Da? Piața în sine. Piața în sine a căzut consumul, dar foarte multe firme, cel puțin în domeniul IT, lucrau de multă vreme pentru afară și vor să lucreze în continuare pentru afară. Deci sunt, din punct de vedere, hai să zic, tehnic, de condiții tehnice, lucrurile nu sunt extraordinar de schimbate față de acum 2 ani, față de acum, poate chiar 3 ani. 2 ani, că acum 3 ani a fost șoc, ai dreptate. De aceea,
ai putea să găsești sau găiști să, nu, sau poți să găsești niște motive care să explice totuși lipsa asta de apetență pentru investiții. Și acum mă refer exclusiv la privat, nu la politic, nu la stat. Deci în privat sunt mai și nu neapărat legislative. În primul rând, ce înseamnă privat? Privat companii mari, în privat companii mari este, să spunem, locul unde dominația multinaționalilor este covârșitoare și această dominație a multinaționalilor înseamnă automat și decizii și alocare de bugete care nu se fac local. Și știm foarte bine, foarte multe din deciziile globale cu privire la investiții se fac și raportat la, să spunem, impactul diverselor măsuri și ale unor anumit context economic și aș spune chiar politic și social al unei țări, al unei piețe. Deci faptul că multinaționalele sunt într-un stand-by cu privire la investiții majore în tehnologie, în modernizare, în dezvoltare, în extindere pentru România, nu este, să spunem, este din cauza unor schimbări majore legislative sau ca urmare a unor nemulțumiri de ordin fiscal. Sunt din cauza faptului că România nu mai este țara către care să se îndrepte investiții importante. Să fie foarte clar, de fapt, investițiile în IT sau investițiile în software, servicii informatice, tehnologie în general, nu se fac deconectat de investițiile în unități de producție sau în dezvoltări de rețele, nu știu, telecom sau energie sau servicii financiare, bănci, asigurări. Nu se fac sau unități de desfacere, unități de comerț. Sunt parte, sunt o parte, poate chiar mică, din aceste investiții globale, care se decid sau sunt puse în stemă. Deocamdată România nu este într-o situație, să spunem, gravă sau într-o situație alarmantă sau critică cu privire la, să spunem, retragerea investitorilor. Ok, a fost Nokia, dar este un caz singular și acum valoarea adăugată era scăzută. Dar altfel, România nu se află în fața unui pericol de un val de retragere de investiții. Nu. Și mai mult, pentru, așa cum spuneam săptămâna trecută, pe termen mediu și pe termen lung, România este pe radarul investițional al grupurilor globale. Problema este că acum și poate și anul viitor, nu se iau decizii. Deci nu se iau decizii pentru că se așteaptă să se vadă care va fi ceea ce putem numi un plan strategic pentru aceste grupuri în România. Se mulțumesc cu ce au conservat și din nenumărate motive decid să nu meargă mai departe și să nu investească mai departe fonduri semnificative sau dau drumul la proiecte, la investiții, la extindere. Deci este un moment de wait and see, care este, vrem, nu vrem, este legat de politic, este legat de un politic local, este legat de un politic regional, este legat de un politic european. Deci nu este, și dacă ne uităm la investițiile străine în România, 2012 față de 2009 chiar,
vedem că nu am exact ce permite, dar este undeva la o treime sau 40% sau ceva în genul ăsta. Deci, este un moment dificil. După aceea, dacă vorbim despre IT, trebuie să înțelegem că a fost perioada post-privatizare, când companiile care au intrat în România, fie participând la aceste privatizări, fie în paralel cu acest proces de liberalizare, de regularizare, unul din primele, să spunem, una din primele priorități ale lor a fost tehnologizare. Nu putem să vorbim despre retehnologizare, pentru că de ce mai multe ori nu exista nimeni. Sau dacă exista, atunci retehnologizare. Și a fost un val în care s-a investit foarte mult, s-a cheltuit foarte mult. Sistemele care au fost implementate au ridicat foarte mult piața față de un nivel extrem de jos, da? La un nivel care rămâne jos raportat la dimensiunea României, raportat la potențialul pe care îl are o țară de 20 de milioane de locuitori și de mărimea teritoriului României, dar oferește investiții primare, le-aș numi, pentru că de cele mai multe ori sistemele informatice care au fost implementate sunt doar baza, fundația, fundamentul pentru tot ce înseamnă soluții IT cu adevărat, cu multă valoare ulterioară în activitate. Dar acest val, unde de foarte multe ori au fost momente în care aproape că nici n-a contat prețul, ci a contat rapiditatea, calitatea în ceea ce s-a livrat, se dorea ca în termenul cel mai scurt aceste sisteme informatice să fie aceste sisteme informatice de bază și din punct de vedere infrastructură și din punct de vedere soluții software și servicii să fie instalate, să facă rollout, să se poată baza cu astfel de omogeneitate și un minim control al resurselor, da? Deci, aproape, știu foarte multe cazuri unde s-au plătit niște rate pentru servicii, sunt niște implementare aproape incredibile pentru o piață ca cea din România. Ori toată această etapă, toată această efervescență și toată această nevoie stringentă a trecut. Și acum, practic, pentru toate aceste multinaționale, ele, sau foarte multe din ele, consideră că au acel must-have. Da. Și restul este, din păcate, la nivelul României, este considerat sau văzut a fi un nice-to-have. Chiar dacă pe piețele dezvoltate este tot un must. De exemplu, ca să ai o relație bună, profesională, cu clienții, cu furnizorii, pentru a interacționa cu piața pe mai multe canale, pentru a gestiona la un mod mult mai sofisticat și mai precis resursele, pentru a avea rapoarte de foarte bună calitate. Sunt foarte multe lucruri care în vest sunt de bază și nici măcar crahul din 2008 nu a pus stop la astfel de proiecte și la astfel de implementări. România este la un nivel de bază, de genul e câmp, e pământ. Principalul lucru este că dată să punem niște pietriși să putem să trecem cu tractorul. Mai departe, să fie autostrada frumoasă, să fie marcată, să fie panouri, să fie luminată, să fie... Deocamdată mă interesează să pot să ajung din punctul A în punctul B fără să mă afund și fără să-mi rup mașina. Asta e tot. Deci, din păcate, nu mai este în momentul de față acea efervescență de implementări de sisteme fără de care să considere că nu se poate. Și pentru restul, care ar trebui să urmeze logic, deciziile se iau foarte greu.
și se așteaptă, cum este și normal de altfel, un retur pe investițiile deja făcute. Da. Ori, a posteriori, calculul arată, mai ales în condițiile post-criză sau din timpul crizei, pe care consider că ne-am depășit-o încă, uitându-se înapoi, văd de fapt că investițiile au fost mult mai mari față de business-ul real pe care îl au. Pentru că dezvoltarea business-ului nu a fost în graficele teoretice cu care au pornit la drum când au făcut achizițiile în România sau când au fost investiții de început în România. Deci, pentru tot ce înseamnă companii multinaționale, acesta este un aspect post, să spunem, mari investiții primare. Și al doilea aspect este cel al fenomenului de consolidare și optimizare la nivel de grup, la nivel global sau la nivel regional sau la nivel european. Da? Este momentul de față și este vizibil și în companii telecom și în foarte, foarte multe servicii financiare, foarte mult și în zona de producție, de industrie, de energie, sistemele informatice ale companiilor globale tind către o consolidare și optimizare și dacă nu este România și, din păcate, de cele mai multe ori nu este România centrul către acea consolidare, atunci, de multe ori, IT-ul sau inima IT-ului sau esența IT-ului pentru aceste grupuri sau pentru filialele structurilor române pleacă din România. Și atunci, automat, și proiectele locale nu mai poate să aibă loc și totul se consolidează pentru eficiența a costului. Și în condițiile astea, mă gândesc că s-ar putea explica prin ceea ce spuneam mai devreme și, de exemplu, o investiție cum a făcut IBM în centru de date, în care se oferă servicii? Este alt, să spun, este celălalt aspect al IT-ului, dar vorbind de consolidare, nu aș spune că este legat de consolidare, aș spune că este mai degrabă legat de o etapă care e destul de rapidă și de vizibilă în Europa de Vest de externalizare de tip nearshore. Și unde România și Polonia sunt țările cel mai bine plasate. Vremea Cehiei a cam trecut. Celelalte țări sunt mai mici sau mai puțin dezvoltate. Deci România și Polonia sunt țările cel mai bine plasate din acest punct de vedere al nearshore. Acum o să vedem și centrele acestea, până unde se vor dezvolta. Deocamdată au avut rolul benefic de altfel de a acoperi și mai mult decât de a compensa, să spunem, scăderile și fluctuațiile din piața locală. Mm-hmm. Problema cea mai mare este piața locală astăzi, piața locală care are un drum de dezvoltare, o evoluție total deconectat de ceea ce reprezintă servicii IT și soluții software pentru piețe externe. Deci sunt două chestiuni care nu merg în paralel absolut deloc și sunt foarte multe companii și în România care au compensat scăderea business-ului local cu creșterea business-ului extern. Sunt multe companii care, văzând și simțind perspectivele, cel puțin pe termen mediu, destul de dificile pentru o piață locală mică, s-au orientat, au încercat să iasă pe principiul că o cotă de piață de 0,0001% din Europa reprezintă de 1000 de ori mai mult decât 10% piață locală. Da? Deci
este o tendință care, să spunem, salvează anumite business-uri locale, anumite companii și mediul în general și cel mai mult se vede la nivelul resurselor umane, unde, practic, cea mai mare parte din specialiștii IT nu au de suferit, poate foarte puțin, în timpul anilor de după 2008. Dar asta nu înseamnă că piața locală, cererea locală a fost, să spunem, la un nivel satisfăcător sau că ar fi... Asta clar. Să fie asta o cale de salvare pentru... De data asta vorbim de firmele românești, pentru că dacă piața locală are problemele pe care le are și pentru multinaționale, cu atât mai mult le are pentru firmele locale. Da. Să fie o cale de salvare pentru firmele de IT românești, care asta externă, hai să zicem, fără să... Dar vreau să dau exemplul ăsta, calea Sileco? Da, este un, să spunem, un mix de business benefic, în mod cert. Calea Sileco este, aș spune, chiar cea mai, cu valoarea adăugată cea mai mare. De-am și dat. În sensul că există produse și platforme și tehnologie proprie care poate fi exploatată relativ ușor și cu beneficii, să spunem, pe termen scurt, dar chiar și ieșirea pe piețe externe într-un regim nearshore poate reprezenta o soluție pentru dezvoltarea, pentru, să spunem, fie dezvoltarea, fie menținerea business-urilor locale în condiții unei piețe locale dificile. Și aici mă gândesc mai ales la ceea ce oamenii din industrie cunosc foarte bine, și anume păstrarea echipelor competente, formate, la care ții și pentru care poate la un moment dat nu ai proiecte. A adresa un teritoriu mai mare pentru proiecte care să îți asigure o dezvoltare sau măcar o menținere a resurselor locale este clar fundamental. Acum, cu cât exporți mai multă valoare adăugată, IP propriu, tehnologie proprie sau măcar know-how care să crească valoarea unor servicii pure, servicii de implementare sau servicii chiar de dezvoltare, dar într-un context, să spunem, de know-how, pur și simplu coding, cu atât mai mare este beneficiul. Sincer, nu văd companiile locale, în general vorbind, bineînțeles, Sileco e un caz, TotalSoft e un alt caz, Bitdefender e un alt caz, etc. E și de văzut că cât mai considerăm din ele neapărat românești, că sunt aceste business-uri. Dar oricum, ce vreau să spun e că, în general, România nu are poziția, nu are costurile, nu are sistemul de învățământ și, să spunem, structura țării și a companiilor ca să fie o Indie, da? Adică unde exportul să poată fi de 10 ori mai mare decât piața locală sau și mult mai mult. România nu are poziția asta. Deci costurile din România nu mai sunt
atât de mici pe cât era odată. Vorbeam cu, cu clienți de-ai noștri în companie din, din industria de soft și informatice care căutau soluții pentru subcontractare la, la gate mai mici. În momentul de față, costurile medii pentru un salariat programator, analist programator, project manager în România și mai ales în București, nu sunt foarte departe de, de costurile pur salariale dintr-o regiune din Franța, spre exemplu, ca să nu mai spun de, de Belgia sau de Spania sau, sau chiar de Italia. Dar, atenție, vorbesc de costurile totale ale unui salariu din România raportat la salariul din vest. Și de ce spun asta? Pentru că tocmai nu avem, sau prea puțin, centre foarte mari unde să zici, dar pun la dispoziția unei bănci din vest 300 de oameni sau 400 de oameni, într-adevăr, ca să aibă aceeași echipă, nu știu, în Franța sau în UK sau altundeva, trebuie mai mult decât să plătească mai mult decât salariați. Dacă vinzi 5 oameni, 10 oameni în subcontractare către, nu știu, o firmă din Franța, cu cât ar vinde o firmă din România care vrea să aibă și ea marjă, care are și ea diverse costuri, plus costurile de, de să spunem, de datorate distanțe și mai departe, fac ca prețul cu care compania românească vinde către compania din Franța, un om de un anumit profil, este mai mare de multe ori decât poate să-și angajeze respectiva companie din Franța, un om în, nu știu, în Toulouse sau în Nantes sau în altă parte, unde salariile sunt doar o dată și jumătate, de exemplu, față de salariile din România. Nu e nici măcar. Care fiind, în opinia ta, metoda de salvare? Poate părea o întrebare vagă. Sigur, ai ideea ar fi să crească puterea de cumpărare a cetățenilor, ideea ar fi să se schimbe mentalitatea lor și așa mai departe. E greu de crezut că asta va veni de jos în sus. Spunea că pe totul mediu, România, este încă o țintă de investiții. Da. Bun, dar dacă pe piață nu se întâmplă și nu se schimbă nimic, ba din contră, lucrurile merg în rău, consumul scade în continuare, asistența socială este din ce în ce mai cerută, etc., etc., etc. De unde va veni această chestie? Doar, va fi doar o decizie politică de a investi? În primul rând, investițiile nu sunt exclusive pentru, exclusiv pentru piața locală. Adică, noi uităm, sunt foarte multe investiții, de exemplu, și mă refer aici la investiții în servicii financiare, dar mă refer la investiții în, în industrie, de exemplu. Sunt, sunt investiții generatoare de, de locuri de muncă, generatoare de taxe, investiții care, în mod normal, ar trebui să se facă. Și noi uităm, spre exemplu, încă la exemplu Poloniei, și am mai putea fi exemplu Cehiei, să fie exemplu Slovacie, să fie exemplu Ungariei, vedem că sunt țări care au capacități de producție care reprezintă 10% din produsul intern brut. Da? Sunt țări, Cehia, spre exemplu, este o țară mică, eminent exportatoare. Deci trăiește din, din export. România exportă extrem de puțin raportat la produsul intern brut. Acum, consumul intern. Consumul intern este și el, e adevărat că trăim într-o perioadă de, spun, de paradox, într-un fel, în care consumul intern scade, dar economiile populației și ale companiilor în monedă, în monedă locală sau în euro, cresc.
De ce? Ne întoarcem la același motiv. Este nesiguranță, da? Este faptul că după ani de consum excesiv s-a trecut cumva prin acel șoc al începutului crizei într-un comportament, să spunem, oarecum la extrema cealaltă, al dezinteresului pentru investiții și al interesului pentru economisire. Este un ciclu care nu-ți dureze în cel o veșnicie. Da? Deci se va, deocamdată, suntem în momentele în care toată lumea, și când vorbesc la toată lumea, mă refer numai la România, toată lumea finanțează statul. Deci, la ora actuală, cea mai bună și cea mai populară investiție o reprezintă titlurile de stat. Indiferent că sunt titluri de stat, bonduri americane sau germane sau chiar grecești sau spaniole sau altceva. Da? Sau românești. Da? Deci, sistemul bancar din România trăiește din titluri de stat, da? În momentul de față. Este salvat de titlurile de stat. Deci este să spun, un moment care în mod cert nu stimulează nimic. Deci este o etapă, să spunem, intermediară fie între, să spunem, boom-ul din 2008 și un nou boom, fie dintre criza 2009-2012 și o criză încă mai profundă 2013-2015. Da? Deci este în mod cert, exact cum spuneam, este o perioadă de wait and see. Deci toată lumea stă, așteaptă să vadă ce... Cum stă România în context european? Ce se întâmplă în țările din jur? Ce fel de situația în alte țări? Care sunt țările în care lucrurile merg bine? Și care sunt cele care, dacă mai sunt și altele țări, care se merg mai prost decât al noi? De la cine să ne inspirăm, pe cine să copie, ca să nu folosesc partea. Cât o întrebare pe rând. Deci noi, ca și Piero Don Consultants, echipa de aici din România, noi studiem în detaliu 7 țări din regiune, plecând la Rusia, Turcia, Polonia, Cehia, Slovacia, România și Ungaria. În detaliu, cu adevărat în detaliu aceste țări, aceste piese. Un alt grup de țări le analizăm pentru strategiile de dezvoltare ale clienților noștri și mai ales în ultima perioadă țări balcanice, Bulgaria, Serbia, Croația, Muntenegro, Bosnia, Macedonia. Da, Albania. Uh-huh. Sunt în acest context regional. Aș spune că situația este în felul următor. Rusia este, ca să o la cel mai mare spre cel mai mic, Rusia este astăzi într-o situație a pieței care dă impresia depășirii complete a crizei, din punct de vedere a pieței de software informatice. Deci anul trecut piața a crescut între 12% și 25% practic pe aproape toate verticalele și toate tipurile de produse și servicii. Sunt companii care au crescut cu 40%, care au crescut cu 70-80%. După aceea, Polonia este țara care, pe lângă faptul că nu a cunoscut crize din punct de vedere economic, în sensul de recesiune, ca și IT a cunoscut crize și scăderi, dar este
pare a fi pe o, pe o pantă, pe o pantă crescătoare din nou. Turcia este, este de departe țara care de, de 2 ani încoace crește, crește foarte mult, crește susținut, dar pleacă de la un nivel foarte, foarte scăzut, la putat încă la tot așa în România, la nivelul pieței, la nivelul țării, este extrem, extrem de, de imatură. Iar după aceea sunt țările mici, Cehia și Slovacia. Cehia, piața se, se dezvoltă, să spunem, foarte asemănător cu o piață matură. Deci la rate mici, dar IT-ul este deja considerat un must. Nu se renunță de la un trimestru la altul la, la proiecte, la investiții și așa departe. Slovacia a suferit într-un fel foarte asemănător cu, cu România când a fost schimbarea de, schimbarea de guvern. Dacă țin bine minte, anul trecut, sau acum 2 ani, a fost o, o schimbare completă de, de putere politică și care a paralizat tot ce înseamnă proiecte IT în sectorul public. Și a dat toată piața IT și companiile și strategiile și tot le-a dat foarte mult înapoi. Acum, din nou, cu partea a doua, 2011-2012, pare, pare că, că piața se, se re, e reamorsată. Celelalte țări de la sud, sud-vest de România sunt toate într-o stare foarte, foarte dificilă. Da? Deci România împreună cu Bulgaria, împreună cu Serbia, Croația, chiar dacă dădeau niște semne foarte convințitoare, Serbia, Croația, anul trecut, de exemplu, anul ăsta este foarte, foarte, foarte dificil și majoritatea acestor țări au o perspectivă negativă în, în analizele noastre pentru 2012 și slab pozitivă pentru 2013. Dacă niciun fenomen important economiei noastre lovească. Deci, practic, dacă ne uităm, pentru că de aceea am și trecut în revistă toate, toate aceste piețe, dacă ne uităm un pic, vedem, de la o parte Rusia, care e un, să spun, un animal aparte, da, și cu un mod de funcționare complet diferit de, de o țară de dimensiuni, de dimensiuni mai mici, și Turcia, care are un, un alt regim și un un defazaj destul de, de mare, vezi și momentele când au avut loc crizele, când a fost în Turcia, când a fost în restul lumii și așa. În restul țării, pentru restul regiunii, vedem foarte clar că acolo unde există o maturitate, există o educație în ceea ce privește utilizarea tehnologiei, este un drum fără întoarcere cu privire la utilizarea tehnologiei intensivă și la, la toate nivelele și acolo unde se, se, cum să spune, s-a, s-a împământenit utilizarea IT-ului, acolo piețele merg și chiar și la sincope de ordine economic, IT-ul merge mai bine decât, decât media economiei. Utilizarea IT-ului. Asta e aici. Să vorbim totuși utilizarea IT-ului în mediul oarecum business. Utilizarea IT-ului ca și soluție. Da, mă refer aici, mă refer aici strict la mediul corporate, la B2B. Că o să-ți dau, o să-ți dau cele 2 milioane de smartphone-uri folosite la 1.000 de persoane fizice care se uită la Iola. Da. Și hai la OV. Da. E tot utilizarea de IT? Este. Da, este. Cât de utilă e? Cât de utilă e? Este utilă fiecăruia pentru amuzamentul și confortul propriu. Dar, oricum, nu, deci nu, nu analizez, nu am niciodată în vedere această, asta, această era, zonă. Era important de precizat. Da, da, da. Nu, tot ce înseamnă gadget e gadget. Deci, gadgetul e una și, să
spunem, tehnologia care aduce un progres, o eficiență și tot ce înseamnă. Dar acum există un amestec, de fapt. Se vorbește și afară destul de mult despre Pringer Home Device. Luna nu are răbdare, nu prea mai mulțumită de echipamentele cu care lucrează la birou, își cumpără echipamente proprii, conțin în ele IT, tehnologie destul de multe și măcar învață să folosească acea tehnologie. Și atunci vorbește și de tendința de a aduce acele echipamente și de a lucra cu ele chiar la birou, da. Mai mulțumiți fiind oamenii de echipamentele mai puțin performante. Da, este. Ce așa se cheamă consumerismul? Dar este, mă, este o tendință încă departe de granițele României și, în orice caz, cere o maturitate destul de mare a organizației din punct de vedere IT. Pentru că toate problemele de securitate, de confidențialitate și tot ce înseamnă faptul că este informația și accesibilitatea din un device propriu, încă România nu este și nu are pe scară largă acele organizații virtualizate care să fi parcurs pașii de cloud computing până acolo unde device-ul la care lucrează sau prin care angajatul sau colaboratorul accesează IT-ul sau tool-urile informatice ale societății, acest device să fie pur și simplu un device rece, practic, care doar se conectează la un mediu virtual, se conectează, lucrează în acel mediu virtual și în momentul în care închide echipamentul lui, nu conține nimic. Deci doar conține înainte, nu conține nici după. Nu am ajuns, suntem foarte, foarte departe, chiar și etapa mai preliminară de cloud sunt departe. Ok, eu nu în zona soluțiilor de business, actualment pe menul cloud. Cum stă, care este situația în România? Există, se simte trecerea spre cloud, spre software ca serviciu? Este, în momentul de față, se simte la nivelul companiilor mari o dorință de reașezare a IT-ului, de restructurare a IT-ului intern într-o arhitectură compatibilă cu conceptului de cloud computing. Asta ce înseamnă? Înseamnă o trecere către de la un IT tradițional către ceea ce se cheamă private cloud. Pasul următor trebuie să fie externalizarea acestui private cloud într-un managed private cloud sau hosted private cloud și de-abia ulterior, ca o a treia etapă, să fie un cloud computing public cloud. În România, în momentul de față, public cloud este foarte, foarte, foarte slab. Tot ce înseamnă software as a service, infrastructure as a service, cu adevărat. Da? Deci, ca și procent din piața totală, este foarte, foarte jos, este incipient. Hostingul începe să genereze niște venituri pentru data center, hosting, colocare, încet, încet, niște managed services din data center, dar suntem încă departe. Da. Da. Cum ai explicat atunci, deci revenim un pic, multinaționalele sunt în stand-by. Și au eu atitudine în domeniul foarte corectă. Atunci, cum crezi că s-ar explica
investiția pe care a făcut-o Google în antecriză. Creată la venit în 2011, nu? Deci în 2011 deschis birou, început să angajeze oameni ca să lucreze. Bine, o investiție, la fel cum au făcut și IBM, și HP, și alte, și Microsoft în centrele de suport. Și a venit în antecriză. Da, pentru Google nu este neapărat relevantă criza, în sensul că România este o țară în care Google trebuia să fie. A, deci o decizie politică. Da. Strategică. Da, pentru mine politică sau politică la nivel de companie se numește strategie, nu? Da. Dar este, deci, în România, Google trebuia să fie în România. Dacă ne uităm cu ce este Google în România, încă o dată, este cu foarte puțin față de ce face Google ca și servicii IT, nu mai fel la serviciile de publicitate online, dar ca și servicii IT, dacă ne uităm penetrarea României cu Google Apps local, este încă foarte, foarte slab. Chiar dacă avantajele sunt certe, dar Google este, prin definiție, public cloud. Am înțeles. Public cloud, în afară de companii mici, foarte mici, care aveau niște bugete foarte submediocre, altfel foarte, foarte puțin, foarte puțin succes pe zona asta. Altfel, nu, Google TVS. Ar mai putea, sau atunci n-am mai putea gândi că ar mai putea exista astfel de decizii strategice? Da, și sunt. Deci sunt companii integratori IT mari și foarte mari care au în România un birou. Cu doi oameni sau cu trei oameni care au un client, doi, pe care trimit consultanți din alte părți. Sunt companii care și-au pus cu aia care se uită la România au foarte, foarte mare atenție, care și-au deschis SRL-uri locale, care... Dar nu mai mult de atât. Dar sunt foarte multe. Adică chiar se poate constata cu surprindere că... Bine, pe lângă faptul că având clienți în România, companii multinaționale care sunt clienți în alte zeci de țări, trebuie să facă un rol și în România și venind în România își dau să înseamnă piața, știau și înainte, luau încă foarte mult curaj, luau încă foarte multe, să spunem, dovezi ale potențialului, dar deschid un birou, rezervă un nume, angajează un om, doi, prospectează, practic, ce fac o investiție bazată pe de multe ori pe margine sau pe veniturile din câteva proiecte din antene locale clienților globali, dar atât. Da. Nici nu poți să, chiar și dacă ne uităm la IBM sau la HP sau alte companii mari, afacerile lor în România strict piața locală, sunt foarte, foarte jos față de ce-ar fi vrut, ce le-ar fi plăcut, ce și-au plănuit să facă, ce sperau să poată face, dacă întrebai în 2007 cât o să facă IBM în România în 2012, toate planurile arătau dublu față de cât face astăzi. Corect. Ne-am putea aștepta o companie de consumer să intre în piață în condițiile astea nasoale. Și mă gândesc acum la un Facebook. Să intre pentru ce? În România. Acum în vedere... Cu ce, nu, dar cu ce fel? Adică cu ce fel de servici sau platformă de... Eventual cu platformă. Eventual cu parte de dezvoltare. Având în vedere că are mulți clienți, mulți utilizatori, pardon, de Facebook în România, foarte mulți, este o platformă foarte utilizată, și de ce nu ar putea să există o contribuție românească la dezvoltarea continuare a acestei platforme? E greu de spus. În orice caz, România nu cred să
Mă rog, poate fi o decizie, deci nu este, nu este exclus, numai că nu, nu mi se pare foarte probabilă. Nu cred, deci România este din ce în ce mai puțin competitivă, în mod cert, și nu văd, în lipsa unor schimbări majore din punct de vedere al sistemului de învățământ legat de tehnologie și din punct de vedere al unor parcuri tehnologice, în adevăratul sens al cuvântului, unde instalarea unor astfel de investitori să fie extrem de mult facilitată. Și nu mai refer aici la strict la, să spunem, costul de instalare, ci pur și simplu la timpii, de, timpii petrecuți între când e decizie sau zice, ok, dacă vreau să, dacă iau decizia la 1 septembrie, când pot să am primii 100 de oameni la bani în Craiova? Mai există oameni pe piață? Nu. Deci oameni pe piață nu există, dar tocmai asta spun. Depinde foarte mult de cum va fi reformat, dacă va fi reformat în sensul ăsta sistemul de învățământ. Da, pentru că de... altfel, nu. Deci este o, este o faturație și costurile sunt foarte mari. Asta înseamnă cu rezultate pe termen. Mediu spre lung. Da, dar dacă există, deci dacă se demarează... Există perspectivă. Din primul an, din primul an, companiile vor să fie cu pas înainte și parteneriatele cu universități, formarea într-o anumită direcție a unor grupuri de studenți care când termină să fie pregătiți, asta se face și se face la început. Vedem foarte bine, studenții din anul întâi la toate facultățile legate de tehnologie, toți sunt, mă, toți cei care își doresc sunt cumva luați și, să spun, crescuți și li se dă posibilitatea de a se forma într-o zonă de tehnologie sau altă, de a se forma pentru, pentru anumite companii care au nevoie de, de ei ulterior. Deci, și dacă s-ar lua o decizie, ca să nu mai spun că mai este ceva, ceea ce noi în România nu prea suntem obișnuiți. Noi în România totul vedem pe termen foarte scurt. Foarte scurt. Deci foarte, foarte, foarte scurt. Ne uităm la mâine, păi mâine, la sfârșitul săptămânii, ce nu la sfârșitul lunii sau la sfârșitul trimestrului sau la sfârșitul anului. Ori, companiile așezate cu business consistent, când își fac o strategie, se uită pentru peste 5, peste 10 ani și pornesc, demarează acțiunile cu privire la o investiție acum pentru a atinge, să spunem, durația potrivită peste 3 ani sau peste 5 ani. Deci nu, dar dacă începem, nu știu, în septembrie sau în octombrie, dacă, nu știu, se dublează numărul de, de locuri la facultăți IT, da? Și se, mă, se schimbă puțin ponderile în sistemul de, de educație, de învățământ superior, nu așteaptă până peste 5 ani sau până peste 4 ani și atunci de-abia cu 2 luni înainte să... Nu! Imediat este un semnal care îi face ca imediat să pornească, chiar dacă poate până atunci o să trebuiască să ia oameni de pe piață și să-i plătească mai mult și... Ca să mai spun și de tot sistemul care este de față, cu freelancer, cu tot felul de oameni care lucrează în tot felul de sisteme pe, pe piață. Sunt, sunt încă foarte mulți oameni care pot fi coagulați, dar numai dacă există o perspectivă. Întotdeauna se uită, fiecare se uită pe perspectivă. Și credeți că există o șansă în situația în care să ne întreb dacă în ultimele două luni, nu știu, nici mai știu de vreo 4 sau 5 ministri la educație, tocmai când a fost numit un ministru? Deci nu știu, deocamdată eu nu văd o schimbare. Deci nu am văzut până acum niciun semnal cu privire la o schimbare semnificativă în, în domeniul educației, nici ca și calitate, nici ca și cantitate. Deci, în momentul de față, nu, nu cunosc nicio companie în domeniu cu, cu dorință de investiții strategice mari.
Iar noi, ca și, ca și consultanți, în general, nu recomandăm investiții masive în România, tocmai din momentul ăsta, tocmai din motivul acesta. Pentru că nu pare sustenabil. Ați recomanda aducerea de chinezii la România? Nu. Vreau să anunțez. Filozofia de bază chinezească este să gândească pe 1000 de ani, pe 3-5 ani. Perspectivă pe 1000 de ani, să păstrească pe 1000 de ani. Sigur că între timp își dau o cam în cap și mai mor câteva sute de milioane. Da, până la altă construiesc pe 1000 de ani. Ar fi o soluție la România. Dar multe curiozitate. Companiile private care vor să vină să investească în România, vă ce sfat? Vă cer niște analize? Fiți copriți cum se fac. S-a întâmplat vreodată să vină cineva din partea statului român să vă ceară consultanță? A fost o singură dată, acum mulți ani, dar nu era vorba de consultanță. A fost o inițiativă, ne s-a solicitat să facem, de fapt, să participăm la pregătirea unei licitații pentru analiză a pieței și a potențialului din România, numai că nu s-a concretizat, pentru că, mă rog, era, se dorea ca în final totul să fie făcut de către o altă firmă, mă rog, care era, nu era din domeniul și nu era specializată. Noi am văzut că nu putem avea un calendar foarte, să spunem, consistent ca să ne ne ambalăm. Însă am avut proiecte de genul ăsta pentru Uniunea Europeană. Deci am avut proiecte câștigate la Bruxelles, de către Pierrot Consultants, și unde am analizat tot ce înseamnă piața de software și servicii informatice în România, impactul utilizării aplicațiilor de business în regim software de service, în cloud, impactul, împreună am avut consorțiu împreună cu două institute de cercetare cu privire la impactul IT-ului asupra competitivității Uniunii Europene, proiecte pe câte 18 luni, 12 luni, unde s-a studiat în detaliu și pentru fiecare din țările mari care au fost considerate atunci, inițiative consistente. Pentru România, din păcate, nu am găsit deocamdată, nu am avut această deschidere și noi ca o echipă destul de ocupată aici în România, nu ne permitem să ne asumăm riscul unor colaborări de genul ăsta, chiar dacă ar fi benefice. Spre exemplu, dincolo de Bruxelles, pentru Tunisia am avut un astfel de contract, chiar finanțat de Uniunea Europeană, da? Deci Tunisia știe să folosească mult mai bine banii de la Bruxelles decât România. Chiar dacă nu este în Uniunea Europeană, și, dar mă rog, via Franța are niște facilități. Dar ei, cu bani europeni, au făcut un studiu și un benchmark în ceea ce privește offshore, nearshore IT platforms și au comparat Tunisia și cu Marocul și cu România și cu Ungaria, cu Cehia și o comparație mai departe cu Brazilia, cu India și, dacă țin bine minte, cu Vietnam, unde sunt mai multe investiții și platforme franceze. Și a fost o analiză foarte, foarte serioasă. Și foarte interesant că a avut două părți. O parte strict confidențială pentru guvernul tunisian, unde au putut să știe exact situația, prin ce și cum a atras fiecare țară investiții, ce doresc investitorii, ce doresc companiile IT, care sunt handicapurile, care sunt punctele slabe ale Tunisiei și mai departe, tot ce înseamnă real
Real Picture, da, și după aceea, după aceea au vrut să le facem value proposition al țării, al guvernului tunisian, către comunitatea IT, mai ales europeană, către companiile IT, cum se prezintă ei și măsurile concrete extraordinare, Sărbiaș mi s-a părut, extrag măsurile concrete pe care le iau sprijin educație, infrastructură, parcuri de tehnologie, fiscalitate, tot. Și au făcut un material, au atras cel puțin 40 sau 50 de mii de locuri de muncă în IT, în condițiile în care fundamental sistemul de învățământ este relativ slab. Numai că cu foarte multă voință în direcția aceasta din partea guvernamentală, și au avut nevoie de studiile acestea foarte, foarte serioase. Am lucrat, mă amintesc, colegii mei din Franța și până și cu noi, timp de vreo 8 luni, dacă țin bine minte, de prin martie până spre sfârșitul anului, acum vreo 6 sau 7 ani. Și s-a implementat foarte rapid și au atras foarte multe școli, suntem și centre de R&D și extraordinar s-au mișcat. La fel, guvernul Cehiei a avut inițiative similare și o prezentare extraordinară și o analiză foarte bună. Deci, se poate. Și nu numai la nivel de stat. Dacă ne uităm, spre exemplu, PAC a fost consultant strategic în Camera de Comerț și Industrie bavareză. Deci, doar pentru Bavaria, în Germania, cu privire la eficiență și eficientizare prin IT, plus creșterea valorii și productivității companiilor IT din Bavaria, prin utilizarea altor oportunități offshore, nearshore, Europa de Est și chiar India. Deci, preocupări solide și cu rezultat pragmatic. Nu? Dar, din păcate, deocamdată, în România nu am avut astfel de interlocutori. În comunicatul de presă de săptămâna trecută, estimați o scădere a pieței în 2012 cu 7-10%. Sunt cont de contextul actual, nu sunteți prea optimiști? Este o scădere de care vorbeam ca impact al unei scăderi pe care o previzionăm pentru sectorul public. Deci, impactul scăderilor din sectorul public asupra pieței totale. Dar și sectorul privat este posibil să aibă și el o scădere. Încă nu este foarte clar, pentru că primul semestru a fost nu numai foarte, să spunem, incert și agitat, dar nici măcar nu a așezat cum se întâmpla altă dată, cum s-a întâmplat în 2019, de exemplu, unde primul semestru a fost aproape catastrofal, dar a așezat perspective foarte bune pentru sfârșitul anului. Îmi amintesc, ultimul trimestru din 2009 a fost extraordinar pentru industria IT. Q4 2009, da? Anul ăsta, asta mă sperie cel mai tare, nu am încă toate datele, să publicăm studiul SITSI undeva în septembrie-octombrie, dar ceea ce mă sperie foarte tare cu privire la 2012 este lipsa construcției în primul semestru. Deci nu s-au construit proiecte, nu s-au creat premisele pentru o creștere ulterioară, pentru dezvoltare ulterioară. Și hai să fim sincer că orice înseamnă proiecte și servicii și investiții în soluții IT cu impact pentru piață, nu se ia decizia și se pornește săptămâna viitoare. E un ciclu de vânzare între 6 și 18 luni, undeva poate să meargă și la 2 ani, meargă și la 3 ani. Deci,
Asta este elementul care sperie cel mai mult și pe psihoterapeut ca și ca și analist al acestei piețe, dar și mai ales pe cei din industrie, integratori și companii de servicii, faptul că nu se întrevede această pregătire cu un calendar ulterior, pentru că dacă, ok, nu s-a facturat, nu au fost venituri extraordinare în primele 6 luni, dar s-au muncit și s-au pus bazele și s-au pregătit proiecte pentru următorii 2 ani care să urmeze unul câte unul, să parcurgă etapele, să facă licitații, să aloce, să înceapă proiectele, ar fost un lucru bun și ar fost un semnal bun. Problema este că nu, deci a fost o perioadă de timp în care nu s-a construit. Ne apropiem de final. Bogdan, dacă mai ai o întrebare sau Eugen, dacă mai ai ceva de adăugat? Mesaj și pe final, unul mai optimist, dacă poate fi un mesaj optimist din relația asta. Da, ce să spun, un mesaj... E foarte greu de spus. Ce acest period, să spunem chiar dacă mi-ai spus că viziunea din comunicatul nostru este pare optimistă. Eu, ca să închid un rost optimist, sper să ne-am iertat. Mulțumim mult! Vă mulțumim! Vă așteptăm luni viitoare la o nouă ediție a Vă la revedere!